Da, un egal nesperat, dar ținând cont de tot parcursul jocului, cred că e un egal meritat. Nici ei nu meritau mai mult, dar nici noi mai mult. Un punct bun, îl adunăm. Sperăm să câștigăm la Cluj, dar până la Cluj nu mai avem cupa, care cupa este principalul obiectiv. Cu acest rezultat i-ați scos din lupta pentru titlu pe cei de la Dinamo? Nu știu, asta nu mă interesează. Mă interesează de noi, mă interesează de noi să urcăm în clasament, ne dorim foarte mult podium. Dacă nu, măcar locul 4, asta e obiectivul nostru, dar sperăm să vin pe locul 3 până la sfârșitul sezonului. Dar important este să câștigăm în cupă, să trecem mai departe, că ne dorim foarte mult să jucăm final și să o câștigăm. Va fi greu în cupă, având în vedere că veți eliminați? Da, da, am înțeles că suntem foarte mulți eliminați, și eu, și Zlatin, și Băluță, suntem mulți. Dar sunt sigur, cine va intra își face datoria și vom câștiga acasă cu voluntari. Ce s-a întâmplat totuși în repriza ta? Ați avut acel 1-0, n-ați putut să-l conservați? Ce să se întâmple? Dacă primești numai goluri astea spectaculoase, toți cu noi dau super goluri. De la 30 de metri, toți se lovesc foarte bine când joacă cu noi. Incredibil. În fine, așa este în fotbal și noi putem să marcăm din aceeași poziție. Ne bucurăm de acest joc, un joc foarte bun făcut de noi și împotriva unei echipe care cred eu că sunt cele mai în formă, e cea mai în formă echipă din campionat.